Teo Trandafir mărturisește că nu înțelege despărțirea dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Leghecamp și că ar fi de partea impresarei în acest caz. Această despărțire pe care nu am înțeles-o, colegul meu a înțeles-o mai bine pentru că el e bărbat și e mai logic. Eu, cumva fiind fată, tind să o cred pe Ana, a spus Teo Trandafir în emisiunea pe care o prezintă la Canal D. Eu tind să nu-i cred pe niciunul dintre ei, pentru că fiecare are adevărul lui. În momentul ăsta există tot felul de speculații, pentru că mergem pe niște speculații și trebuie să fim de acord cu treaba asta. Nu l-am văzut nici pe Laurențiu Leghecamp ieșind cu gurița lui și să spună gata, există declarația în presă pe care ar fi dat-o el. Ea are varianta ei. Din ce am citit în presă, Laurențiu Leghecamp a zis că a înaintat actele de divorț. Deci, el e cel care a luat această decizie, ea a zis că nu divorțează, a spus și Bursucu. Și Radu Baniciu a intervenit în acest scandal al momentului. Realizatorul TV i-a atacat dur pe cei doi în emisiunea sa. Incredibil, bă, cum ne-au poluat ăștia viețile. Noroc că ne întâlnim cu ei doar așa când ieșim și intrăm în lift. În rest, am fi fost blocați într-o inerție absolut colosală. Când te gândești că unii la asta se uită, din asta își trag seva. Stai să vezi dacă se împacă, dacă se despart. A spus Radu Baniciu despre Ana Maria și Laurențiu Leghecamp. Veți găsi în descriere și în dreapta sus mai multe informații despre acest caz, despre cine este Corina, poze cu aceasta, declarațiile lui Prodan, dar și multe altele. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu acest subiect.